Bună dimineața! Pe parcursul lunii august se desfășoară campania de donare de sânge. Suntem la cea de-a doua ediție a campaniei Romașcanii Salvează Vieți. Această campanie de recoltare este efectuată tocmai de nevoia de sânge permanentă și de componente sanguine umane a unităților medicale, nevoie ce poate fi acoperită doar prin efortul tuturor cetățenilor. Este o campanie inițiată de Primăria Municipiului Roman în parteneriat cu Centrul Județean de Transfuzii de Sânge Neamț și Spitalul Municipal de Urgențe Roman. Ca și anul trecut, campania se desfășoară pe parcursul lunii august la punctul de recoltare din Policlinică Roman a Centrului de Transfuzii de Sânge la etajul 2, cabinetul 62, la doamna dr. Alexandru Monica. Programul de donare este de luni până vineri, de la ora 7:30 la 11:30, tocmai pentru că acest sânge trebuie să ajungă în timp util și la Piatra Neamț, la centru de transfuzii, unde trebuie să fie centrifugat, unde se fac toate analizele din probele luate și pentru a vedea dacă îndeplinește cu toate condițiile pentru a putea fi folosit pentru transfuzia de sânge. Condițiile de donare sunt vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutatea minimă 58 de kg la femei, 60 de kg la bărbați, să nu fi avut hepatită, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, ulcer gastric sau duodenal, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli de piele, anemie, gripă. Să nu fi suferit vreo intervenție chirurgicală sau o intervenție stomatologică în ultimele luni, femeia să nu fie însărcinată, să nu fie în perioada de leuzie sau în perioada de menstruație și să nu fi consumat grăsimi, băuturi alcoolice sau droguri, cu cel puțin 24 de ore înainte de donare. Pentru donare este nevoie de un act de identitate, se completează un chestionar unde se face o anamneză și un examen clinic, se recoltează grupul sanguin și RH-ul, se ia o hemoglobină, glicemia și tensiunea arterială. Dacă aceste valori sunt normale, se trece la recoltare. Inițial se iau niște probe de sânge în eprubete, tocmai pentru a se face analizele și abia după aia se recoltează sângele necesar transfuziei. Trusa care se utilizează este o trusă de unică folosință, fiind sterilă. După donare, este recomandat un repaus de 10 minute, tocmai pentru ca organismul să se obișnuiască cu pierderea de sânge, pierdere care se reface din punct de vedere celular în 2 săptămâni și din punct de vedere al volumului în câteva ore și, de asemenea, se recomandă creșterea consumului de lichide în primele 24 de ore post-donare. Din probele recoltate pentru analize, donatorul are dreptul să primească rezultatele testelor efectuate pe sângele recoltat, adică pentru analizele hepatice, analizele de HIV-SIDA, pentru leucemie, VDRL-ul pentru sifilis, probele pentru alte probe hepatice, de asemenea și alte analize la cerere, precum calcemia, glicemia și colesterolul. Ce drepturi are donatorul? Primește o zi liberă de la locul de muncă, decontarea cheltuielilor de transport în caz că nu este din localitate, alocație de hrană sub forma tichetelor de masă, sunt 7 tichete în valoare fiecare tichet de 9,57 de RON. De asemenea, dacă pacientul sau donatorul este la a treia donare consecutivă, primește bonus suplimentar din partea centrului de transfuzii, încă un set de analize suplimentare, iar din partea primăriei primesc 3 tichete de intrare la ștrandul din cadrul complexului sportiv de agrement Moldova sau un tichet pentru 3 persoane în caz dacă familia este formată din 3 persoane. Este voie la 5 donări pe an pentru bărbați și 3-4 donări pentru femei. Intervalul între 2 donări de cel puțin 8 săptămâni.
O avem alături de noi pe doamna doctor Nicoleta Popescu, care este medic șef ATI și medic coordonator Unitatea de Transfuzii de Sânge din cadrul Spitalului Municipal Roman, și o rugăm să ne spună de ce avem nevoie de sânge și de aceste produse din sânge. Bună ziua! Consider că este salutară acțiunea primăriei legată de donarea de sânge, în special în perioada verii, ținând cont că datorită temperaturilor foarte mari de afară, foarte multe persoane cu patologie severă au decompensat și cererea de sânge a crescut. În contextul în care, de obicei, în perioada verii, persoanele donatoare onorifice se prezintă mai puțin la centrul de donare, probabil datorită concediilor. În ultima perioadă s-au prezentat la noi persoane, în special vârstnici, la care necesarul de sânge este cert, cu hemoglobine foarte mici, gen 3,5-4 hemoglobină, care au necesitat de urgență administrare de sânge. După cum știți, la nivel național este o mare problemă sângele. Sângele nu poate fi obținut decât de la o persoană umană, și ca urmare, gestul benevol este răsplătit prin comunitate, să spunem. Dacă sunt întrebări pe acest subiect. Legat și de acest subiect. Da, cum doriți. Dacă s-a realizat doamna manager de disecție în policlinic, în spital policlinic, ținând cont că acum o săptămână, cam nu știu, când am sesizat eu faptul că acolo orică e de gândat și cu vorbim de spațiile aceste comune și cum s-au repartizat aceste cheltuieli, ținând cont de stadiul de jurisdicție, trismul de acolo. Spital, medici comodați și DSP. Și societatea. Noi avem două doamne infirmiere care sunt ale spitalului, plus încă o doamnă infirmiere de la dispensarul de TBC, care se ocupă de curățenia din policlinică. Dumnealor, normal, curăță și fac curățenie, dezinfecție, tot ce înseamnă spațiu, ce aparține cabinetelor de ambulatoriu integrat spitalului, plus spațiile comune, pentru că chiar dacă spațiul comun aparține și, și cabinetelor care sunt private, nu înseamnă că de acum nu mai facem curățenie, că Mixulescu nu a venit să facă dumnealui curățenie. Nu. Deci se ocupă de tot ce înseamnă spațiu comun, cabinete ale medicilor în contract cu spitalul și grupuri sanitare. Da, doamna doctor Medinde a spus, după ce a fost sesizat atunci cu acea filmare, că se va face, aveți cunoștință, s-a realizat? Da, da. Deci, doamna doctor Melinte ne-a informat, după ce a făcut curățenia doamnele infirmiere, domnul agent DDD a fost și a făcut dezinsecția. Cum s-au împărțit posturile? Asta... Și ceilalți sau numai spitalul plătește? Atâta timp cât am făcut noi, plătim noi. Ce putem? Păi... Rezultatele angajărilor din ultima vreme și pe fiecare specialitate, medici, pe toate categoriile personale. La medici, când au fost scoase la concurs atunci și publicate în Viața Medicală, s-a înscris doar pentru laboratorul de analize și a luat examenul doamna doctor Tronciu. Mai avem acum, s-a scos din nou la concurs pentru posturi de medici și s-au înscris la boli infecțioase, un domn doctor, urmează să fie concursul, și pentru pediatrie o doamnă doctor.
Încă nu s-au stabilit datele de concurs, data exactă, pentru că vor fi din comisie vor face parte profesori universitari și urmează să primim întâi de la universitate care sunt profesorii care fac parte din comisie și abia ulterior să putem cu dumnealor să spunem când va fi data de examen. Trebuie să ne încadrăm între a 31-a zi și a 90-a zi de la publicarea în Viața Medicală. Și pe celelalte asistenți? La asistenți încă suntem în desfășurare de concursuri. S-a desfășurat concurs doar pe neonatologie, unde a luat o doamnă, pe blocul operator, unde a luat o doamnă asistentă, pe unitatea de transfuzii sânge nu a luat nimeni, postul a fost scos ca asistent debutant și chiar a venit din partea doamnei doctor o solicitare ca eventual să transformăm postul din asistent debutant în asistent principal, pentru că nivelul a fost destul de slab de pregătire și atunci știți prea bine și la nivel național câte probleme au fost dacă nu ești bine pregătit pe parte de transfuzii și atunci doamna doctor a solicitat personal calificat. Și vom transforma postul în Consiliul Local, după care îl vom scoate ca asistent principal, că au 5 ani vechime, se pot înscrie ori și cine, eventual și din cadrul spitalului, dacă vor să lucreze în unitatea de transfuzii sânge. La endocrine, examenul se desfășoară astăzi, proba scrisă. La pediatrie urmează și la obstetrică ginecologie. Pe parte de asistenți și s-a mai desfășurat în luna trecută pentru infirmieri. La infirmieri la fel au fost scoase pe 6 sau 7 secții și nu au luat decât pe secția de oncologie, pe secția de neonatologie și urmează acum să scoatem din nou la concurs pentru cardiologie, pentru neurologie, pentru pneumologie și sediu administrativ. De ce este atât de greu de găsit personalul? Că organizează destul de des concursuri și... Nu se pregătesc. Nu sunt pregătiți suficient de bine. Dar bibliografia aceea ce conține pentru un internet? Ați fi așa un capăt de țară și... Legislația în vigoare. Legislația în ceea ce privește infecțiile asociate actului medical. Și sunt de principiu că dacă dumnealor nu citești și nu știu legislația acum, nu va mai citi ulterior, vă dați seama. Și atunci preferăm să știe bine la examen, tocmai pentru a nu avea probleme atunci când vine cineva în control, cum ați pățit dumneavoastră și ați găsit acel gândac. Încă colcăia de gândaci. Nu, erau mai mulți, atât am filmat eu. Da. Spuneți-mi, vă rog, care e medicul personal pe total? Acum, știți prea bine, există... Da, una este normarea, alta este ceea ce putem noi să ne permitem să și plătim, da? Că acele cheltuieli de personal se ridică foarte mult. Și atunci diferența între normare și ce avem este de vreo 200 de salariați. Dar dacă am angajat și am fi conform normării, nu vom mai avea bani de celelalte, de medicamente, de materiale, de bunuri și servicii, mai bine zis. Dar acum care e gradul de acoperire a anvelopei salariale după majorările succesive? 83%, 82-83% din totalul cheltuielilor este, reprezintă cheltuiala cu salarii. Au crescut foarte mult și... Și pe acest motiv nici nu vom mai scoate la concurs. Așa cum știți și v-am mai spus și în alte conferințe de presă, acea primă majorare salarială care a avut loc în anul 2015 a fost stabilită prin normele de aplicare într-o sumă fixă. Și ni s-a dat atunci acea sumă pe care o primim lunar,
chiar dacă sunt luni în care am avea nevoie de circa 100.000 de lei ca să acoperim acea creștere la nivelul perioadei respective, un calcul care l-am făcut până la mijlocul acestui an, până în 30.06.2017, din octombrie 2015, ajunge la circa 30 de miliarde, sumă neacoperită prin aplicarea acelei creșteri din momentul respectiv. Vă dați seama, dacă am fi primit așa cum am primit finanțarea pe următoarele majorări salariale, am fi avut această sumă disponibilă pentru bunuri și servicii, dar din păcate asta este situația. O situație la fel, dacă tot vorbim de parte economică, mai dificil o avem anul ăsta și cu finanțarea activităților pe centru de primire urgențe. Urmează din nou să mai facem demersuri la nivelul Direcției de Sănătate pentru Minister să ne finanțeze, pentru că nivelul salarial este acoperit, adică cheltuielile cu salariile sunt acoperite până în luna septembrie, deci mai putem face o plată la salarii, ne mai trebuie bani acolo, iar la bunuri și servicii suntem pe geantă, ca să spunem așa, și urmează să mai primim, sperăm că nu vor fi probleme, să reușim să desfășurăm activitatea în condiții normale. Plus că pentru CPU, scuze, tot ce înseamnă medicamente, am luat bani de pe spital, tocmai ca cei care se prezintă în CPU să nu resimtă aceste lipsuri. Dar casa, n-am făcut niciun act adițional, n-am seama. Casa nu poate face act adițional decât în condițiile legii. Dacă normele de aplicare pe acea majorare spuneau că va încheia contract cu angajatorul la diferența dintre luna octombrie și luna septembrie. Diferența 2015, dacă ne referim la modul de aplicare a normelor de la prima majorare. Diferența dintre septembrie 2015 și octombrie 2015 a fost de 580.000 și de atunci în fiecare lună avem această sumă la contract, chiar dacă impactul acum este mai mare. Stați puțin să nu amestecăm lucrurile. Ce întrebare? Dumneavoastră abordați două lucruri diferite. Centrul nostru de imagistică, proiectul care noi îl avem în viziune, este în studiu de prefezabilitate de un an și ceva, este transmis UIP-ului din primărie pentru că autoritatea contractantă într-un astfel de proiect este Unitatea Administrativ Teritorială, Ordonatorul Principal de Credite. Noi am făcut acest demers pentru a identifica necesitatea, dar procedura și axa și procedurile le demarează primăria. S-a făcut acest lucru. Ce spuneți dumneavoastră legat de acea consultare publică pe care a inițiat-o un operator privat care desfășoară activitatea în policlinică, este cu totul altceva. Este dreptul unui privat de a face o solicitare către primărie în vederea extinderii activității lui. Nu are legătură cu activitatea noastră. Sunt două lucruri diferite. Există șanse de implementare acestui sau deci, topic? De care proiect mă întrebați? Acel centru de imagistică, din discuțiile care le-am avut cu cei din primărie, mi-au spus că vor apărea ghidurile în septembrie. Dar aici nu mai ține de noi, momentul când sunt publicate condițiile pentru astfel de finanțări. Noi nu putem decât să stăm pregătiți. Avem acest studiu de prefezabilitate, urmează proiectul tehnic de execuție, care înseamnă angajarea unor cheltuieli. Până nu apare ghidul de finanțare, nu știm în ce fel pot fi eligibile anumite cheltuieli, inclusiv proiectarea. De asta trebuie să așteptăm acel moment. Noi până atunci am pregătit. Ce am vrea să facem? Am făcut studiile geo, am făcut proiecția proiectului, ceea ce vrem noi să facem acolo, cu dotare, cu extindere, cu modernizare, așteptând, așa cum v-am spus, ghidurile ca să știm clar ce avem de făcut mai departe. În ultima vreme am mai discutat cu dumneavoastră despre acele donații, primite două rânduri de donații. Dumneavoastră a spus că preferați donațiile în aparatură nouă și nu. Dar totuși ați primit ceva acum din partea... Da, nu am spus că prefer donațiile în aparatură, am spus că parteneriatul pe care l-am inițiat cu Asociația Roma în 2000, sub tutela primăriei, are
ca destinație doar sume pentru aparatură, tocmai pentru a concretiza foarte exact, să știm, domnule, dacă cineva vrea să contribuie pentru creșterea calității actului medical, să o facem pentru aparatură. Restul donațiilor pe care noi le-am primit și le primim în continuare țin de ceea ce poate orice om cu suflet să ne sprijine. Nu spunem că e aparatură, că e dotare cu mobilier medical, că e sunt alimente, că sunt alte produse. Nu. Comisia de evaluare și-a încheiat activitatea privind ultimele donații și pe ce secție au mers ele? Am o operație nefuncțională. Nu era masă de operații, era o masă ginecologică, care în final nu s-a putut utiliza. Și da, am o listă cu donații pe mijloace fixe și pe obiecte de inventar pe care le-am primit de la începutul anului. Și dacă tot suntem la subiectul donații, deci din partea firmei Agricost Brăila, este firma domnului Culiță Tărâță, junior. S-a primit suma de 124.734 de lei, din care s-a dotat, a fost cu dedicație pentru secția de dermatologie și s-au luat 10 injectomate pentru cardiologie și dermatologie, un infuzomat space, sistem de crioterapie CryoPro pentru dermatologie, dermatoscopul pentru dermatologie și un radiocauter, la fel, pentru dermatologie. Toate acestea au fost noi, deci au fost primite prin direcționarea celor 20% din impozitul pe profit datorat statului. La sfârșitul anului trecut s-a făcut contractul de sponsorizare între spital cu dedicație secție cardiologie, dermatologie și firma Agricost, iar în cursul anului acesta au fost primite și mijloacele fixe care au fost puse. De asemenea, s-a primit monitor EKG, respirație și saturație de la firma Papa Apostolul SRL, trei monitoare și un dispozitiv de triaj în valoare de 48.100 de lei, de la donații de la Salvați Copiii, două pulsoximetre pentru neonatologie în valoare de 17.139 de lei, de la Suimprod, tot prin direcționarea celor 20% din impozitul pe profit datorat statului, au direcționat 181.634 de lei, unde s-a luat pentru cardiologie, ecograf de cardiologie, VT8, electrocardiograf și un holter. De la Fundația Speranța Bolnavilor Barticești s-a primit ambulanța Fiat Ducato și un analizor uripat strip urin de la Todi Laborator în valoare de 8.998 de lei. Astea ca mijloace fixe. Iar ca donații pe obiecte de inventar, avem de asemenea o listă în tot de la firme precum Agricost Brăila, stetoscop, tensiometru, noptiere, fișet metalic, suport perfuzii, canapea de consultații, de la Smart Birotics, monitor calculator imprimantă, calculator, de la Clinica Landesburg, pat de inox, noptiere, saltele, stativ, paturi de spital. Și astea sunt donațiile care au venit prin domnul Marius Neculai de la un spital din Austria, adică 8 paturi, 15 saltele, 7 noptiere, un stativ de inox, un congelator mic, un pat inox pediatrie, două bănci de lemn, acea masă chirurgicală ginecologică care este nefuncțională, iar cea de-a doua donație, 11 paturi, saltele 18 bucăți,
saltea antiescară, saltea dulap dublu și noptiere 5 și două evelatoare pentru, elevatoare pentru neurologie. Tot ce am citit sunt noi, în afară de salvarea Fiat Ducato de la speranța pacienților, speranța bolnavilor și cele aduse de către domnul Marius Neculai și de la, cam uitat să spun, de părintele Fărcășel, de la parohia Iisus Bunul Păstor, la fel în colaborare cu o firmă din Italia, o fundație din Italia, am primit și de la dumnealui 40 și în jur de 50 de paturi, 49 de paturi și 30 de saltele. Cum ați reușit să realizați protecția pacienților și a personalului în această perioadă extremă de caniculă, fiindcă nu aveți peste tot aparat de aer condiționat? Dacă ne puteți spune unde aveți, unde n-aveți și de ce acestea s-au instalat doar din donații și nu... Aparatele de aer condiționat? Da. Nu sunt din donații. Am luat peste 30 acum, am montat în toate zonele în care au fost solicitate. Chiar am montat peste tot, am luat 30 de aparate și urmează, am înțeles, mai sunt vreo 5 solicitări după ce le-am montat pe acestea și vor mai fi completate în 5 locații. Și acum acoperiți absolut... Toate solicitările care au fost. Nu toate saloanele. Dar... Nu sunt în fiecare salon. Sunt saloane în care medicii sau și nici pacienții nu suportă aerul condiționat și evident că nu am pus. Unde au fost solicitări, am pus. Dar acum, chiar înainte, când a fost de această caniculă, am montat aparate în tot spitalul. Bineînțeles, apă am asigurat pentru angajați, așa cum spune legea. Și ultima mea întrebare legată de situația infecțiilor nosocomiale la zi, dacă ați mai avut verificare de la ultimul control al DSP-ului? Verificare de la DSP? Nu, dar... Săptămânal, doamna doctor Melinte, medicul epidemiolog, merge prin toate secțiile și verifică.